Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și dumneavoastră sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba asta este total gratuită, nu vă implică la niciun cost extra sau așa mai departe, da? Nu costă nimic. Bun. Mi-ați tot scris, cum am eu o expresie, mi-ați tot băgat bățul prin gard, m-ați întărătat despre un parfum, da? Oricum, voi ați văzut deja despre ce urmează să vorbim. Iar Coco de la Simțuri Ascuțite, salut Coco, a făcut aceeași treabă, mai a instigat către un alt parfum. Dar, până una alta, eu când filmez acest videoclip este vineri, voi îl veți vedea sâmbătă seară ca de obicei, iar My Scent of the Day, parfumul zilei mele de astăzi, vine de la casa Fragrance World și se numește Mas VIP. Aceasta este sticluța. Parfumelul îl puteți găsi pe site-ul celor de la Dubai Collection, unde Roș 25 va aduce un discount de 5% la orice comandă. Referitor la treaba aceasta cu Roș 25, um, dacă dumneavoastră vi se reduce 5% din absolut orice comandați, chiar dacă acele produse sunt deja reduse, asta nu înseamnă că mie îmi intră niște bani în buzunar. Nu. Reducerea aceea um, se transferă în contul meu sub forma unor puncte din care eu îmi pot comanda alte parfumuri. Da? Um, iar eu v-am spus că port astăzi mask vip, acel parfum um, aerat, dar prezent, soft, dar uh, pronunțat. Da? Moscul acela uh, pudrat, uh, ca un orișor, da, fiind dulceag, total, total unisex, safe, blind by, dacă iubiți moscul, nu este moscul acela animalic. Exact cum v-am spus, este mai degrabă un norișor, da? este moscul acela sub formă de norișor. Total unisex, nu știu dacă am spus. Și de asemenea este genul acela de parfum Easy Rich, da? Îl puteți purta la birou, nu va deranja pe nimeni, dar totuși vă va face simțită prezența. Îl puteți purta la plimbare, în part, oriunde, oriunde, da? Este minunat, începând de acum până la sfârșitul verii, zic eu. Însă, dacă iubiți muscular ar putea fi categoric acel parfum semnătură pentru dumneavoastră. Și, ca să nu mai stăm la discuții și ca să nu mai facem lung voi începe direct cu parfumul cu care m-a zăpăcit, între ghilimele, Coco. Da? Acesta vine, bineînțeles, de la casa Afnan. Știți, iubesc Afnan. Am multe parfumuri de la ei, nu m-au dezamăgit absolut niciodată. Nu au izul acela uh, specific, precum anumite parfumuri ale casei la Tafa, asta ca să fac așa o paralelă. Și da, iubesc Afnan din tot sufletul meu. Iar parfumul se numește No IEM, AM. Da. Aceasta este cutiuța în care vine el. Nu le-am testat. Stau cu ele pe noptieră în dormitor, cred că de 3 zile. Parcă de 3 zile. Am zis să le deschid aici cu voi pe cameră și să vorbesc de ele cu voi. Și am pus și ruș deja. Parcă miroase ceva, sper că nu a curs. Wow! Bun. Nu, nu a curs, dar miroase. Nu, culmea. La sticlă nu se simte însă. Cutia miroase, da? Cartonul miroase, însă nu s-a întâmplat absolut nimic. Vedem. Sticluța este divinisimă. Din start am ea acest sticla. Da? genul acela de sticlă Serge Luta, dacă zic eu bine, eu și cu pronunțiile mele, da? te duce oarecum în acea zonă. Este o sticlă grea, fină, minimalistă, aș putea spune, capac de metal, tati, și e genul ăla de capac care ai grijă să nu-l scape degetul mic de la picior. Bun, Haideți să vă spun și notele, că eu deja mă apucam să-l și pufăi. În vârf avem lămâie, mandarină și cardamom. Doamne ajută să fie cardamomul ăla care îmi trebuie mie, între ghilimele. Deci, lămâie, mandarină, cardamom și piper roz. În mijloc, lavandă, măr verde, floare de portocal și trandafir. Doamne ajută să ne împăcăm cu trandafirul iar în bază mosc, mușchi, cedru și paciuri. Și pentru că avem decât două parfumuri, le voi pulveriza direct pe piele. Dar ce atomizor! Dar ce atomizor! <laughs> da, clar, Coco, fix cum ai spus aseară, vai de viața mea și de sufletul meu! Deci e criminal, jur! Jur! Doamne Dumnezeule! Bun! Deschiderea mă duce puțin în zona terderme fresh, o să vă inserez pe undeva pe aici, dar foarte, foarte puțin, da? Mă duce în zona aceea. Mai degrabă, spune mandarina din deschidere, mă duce în acel flanker de la Terderme. Deci, deci în deschidere aveți acele citrice uh, solare efervescente. Dar, din nou, cum v-am mai spus eu în alte videoclipuri. Um, nu asociați deschiderea aceasta când spun citrice efervescente. Um, sunt pur și simplu efervescente, da? Nu mergeți către zona produselor de curățenie cu iz de lămâie pentru casă, da? Nu, nu are legătură cu zona aceea. Cardamomul te izbește inițial la prima pulverizare, însă ulterior se domolește, da? Nu este parfumul acela uh, cu cardamom din abundență, cardamomul din 9 uh, no IM, nu este acel uh, one man show, nu este pe covorul roșu, nu, da? Este în limitele legale, este foarte, foarte bine echilibrat. De asemenea, lavanda nu pot spune că este din nou, ceva um, ascuțit, ceva șarp, ceva care să te zgârie la nas, nu Cel puțin acum, pentru prima impresie, pe pielea mea este pur și simplu um, acea adiere de lavandă da? um, Nu este ca și cum, de exemplu, de la distanța aceasta miros un buchetel sau uh, câteva crenguțe de lavandă Nu, clar nu se îndulcește treptat, treptat, însă este dulcele acela, cum să spun eu. Nu mergeți către dulcele gurmand, nu mergeți către dulcele acela copleșitor, ci mai degrabă m-ar duce cu gândul la o tartă de lămâie, da? Deci dulce fiind citric, da? un citric gurmândicuț, tot încerc eu să vă fac aici jocuri de cuvinte să vă puteți face o idee. Nu are absolut nimic, nimic, is middle eastern, nu miroase a parfum arăbesc, este în opinia mea în continuare un parfum unisex, e drept, s-ar putea ca pentru anumiți domni oarecum, să încline în latura feminină pe măsură ce se dezvoltă. Da? Mărul acela verde, nu pot spune că pot pune degetul pe el. Trandafirul nici atât, slavă Domnului, <laughs> nu ar putea fi, acum dacă miros mai bine, ar putea fi mai degrabă genul acela de trandafir verde, trandafir uh, tânăr. Bobocul acela de trandafir, cum v-am mai spus eu în alte videoclipuri, cu picături de rouă pe el, da? Cam așa ceva. Foarte, foarte tânăr, foarte și oricum este mai degrabă ca o adiere, da? Este ca și cum tu ești undeva la o terasă în aer liber, servești o tartă cu lămâie și cu ceva cremă de vanilie, dar preponderent poți percepe strict izul acela de tartă cu lămâie. Și undeva, să spun, la 10 metri undeva în spatele tău, da, deci undeva foarte departe, cât de cât departe, <laughs> este o tufă de trandafir tineri. Um, este dimineață, pentru că da, ai așa o chestie, este ceva răcoritor aici. Dar nu neapărat treaba cu lămâia, mandarina, da? Deci nu este răcoritorul acela din zona citricelor, dacă are sens ceea ce spun acum. Da? Tu ești la acea masă, servești arta ta cu lămâie și pur și simplu din spate, da? Bate vântul, da? Deci asta este direcția prin care bate vântul, da? Și pur și simplu tu fiind la acea masă în aer liber și îți savurezi tarta cu lămâie, vântul venind așa din spatele tău îți aduce acel iz de trandafir tânăr, trandafir crud, bobocul acela cu, neapărat nu mă întrebați de ce, dar asta îmi spune, neapărat cu picăturile acelea de rouă pe el. Moscul de aici nu l-aș putea cataloga ca fiind acel mosc animalic, dar de altfel nici în zona de, cel puțin acum la prima impresie, nu mă duce în zona unui mosc întâlnit în detergentul sau balsamul de rufe. Este mai degrabă exact cum v-am și spus, fără a avea vreo legătură, da, cele două parfumuri să ne înțelegem de la bun început. Vorbim aici strict de nota de mosc. Este genul acesta de mosc, da? Moscul acela pufos, uh, fin, de tot dulceag. Doamne, cât e de fain! Da, da, deci să rămână mult coco, este divin, jur că este divin, da? E genul acela de parfum ce uh, îți lasă senzația aceea că, nu știu, Tocmai ieșit dintr-un spa unde te-ai răsfățat cu produse high-end da? și îți rămâne um, izul acela, aroma aceea fină pe piele, este un parfum ce ar putea fi purtat categoric atât la birou, oriunde, oricând, nu ți impune... Um, un anume dress code nu-ți impune nu știu ce X ocazie specială, nu tati. Parfumul ăsta merge oriunde, oricând, mai ales în perioada caldă, aș spune eu. V-am spus la un moment dat că e ceva ce mă duce cu gândul la o tartă cu lămâie, însă, dacă aveți lemon tart de la Teodoros Calotinis, uh, eu îl am pe acela încă de anul, trec anul trecut, da. Că anul trecut a apărut, dar nu este ceva care, cum să spun eu, uh, no IEM nu este acel parfum oarecum inspirat din acel uh, Teodoros Calotinis, nu, uh, nu pot, nu-l pot asocia cu nimic din ceea ce am testat până acum sau din ceea ce am până în momentul de față. Doamne cât e de fain! Clar, e genul de parfum ce țipă din toți plămânii, avară, exact cum spunea și Coco, a, a concediu la mare, da, ești undeva pe plajă, da, mă poate duce cu gândul și acolo. Categoric, da. Dar foarte, foarte fain și a, 100% unisex. Îl lăsăm puțin să vedem cum se așează. Oricum, este love de la primul nas. A căzut și cutia sa, dar nu mai contează. Și trecem la următorul. Următorul parfum, bineînțeles, vine tot de la Casa Afnan. Este o lansare recentă și YouTube-ul extern pur și simplu urlă despre acest parfum. Da? Toată lumea spune că este acel parfum asemănător în proporție de 85-90% cu valaia de la PDM. Nu l-am testat pe acela, nu m-a tentat, am rămas între ghilimele cu un gust amar um, referitor la performanțele de linei și orianei. Da? Și momentan m-am oprit din testat. Însă, la următoarea vizită în Obsentum, nu se știe ce îmi vine să testez din nou ceva de la PDM, poate chiar Valaia. Bun, acest parfum se numește Mystic Buchet, are această prezentare minunată pentru mine, deoarece eu din uh, această gamă, ca să mă exprim așa, mai am uh, la Flor Bouquet, da? Acel parfum inspirat de Flor Narcotic de la Ex nihilio. și iubesc. Iubesc parfumul de la da? acel parfum. V-am mai făcut și un videoclip despre el. Bun, haideți să vedem ce ne spune Mistic buchet. Știu că Andreea, dacă nu mă înșel eu, te pup. Știu că parcă tu deja l-ai pe acesta, parcă mi-ai scris la un moment dat. Și bineînțeles, cum la mine tot timpul apar alte și alte parfumuri pe listă, a venit și rândul acestuia foarte faină este cutia. Foarte, foarte faină prezentarea. Oricum, cam tot ceea ce înseamnă Casa Afnan stă super, super bine la capitolul prezentare, la capitolul sticlă, atomizor, tot ce vreți, da? Tot tot, 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 ce, tot ce înseamnă prezentare. Bun. Wow! Aceea sticluță, precum la flor buchet și știu că mai este... Violet bouquet dacă zic eu bine. acela um, acel ar fi inspirat de celebru Bacara 540. În momentul în care scoateți sticluța, vedeți aici și a niște floricele. Mai avem aici și un card, nu e de credit, din păcate. Mystic Buchet, bla bla bla, da, ce ne scriu ei aici. Afnan, bun. Da, sticluța este identică cu cea pe care o am eu deja de la, la Flor Buchet, numai că aceasta vine în degrade. Cred că așa se observă cel mai bine, da? Avem, pornim de la verde și ne oprim pe undeva pe la un albastru foarte, foarte fain. Bun, haideți să vedem notele pentru acesta. În vârf avem bergamotă, lici, mandarină și piersică albă. În mijloc mahonia, floare de portocal, bujor și vetiver. Iar în bază ambroxan, mosc, lichen și vanilie. Ambroxan în bază, vedem cum va fi, că știu că la partea cu parfumurile ce conțin ambroxan e o chestie cu dute vino. Nu, acesta nu miroase, dar haideți să vedem. Da, același același atomizor precum Bun. Am făcut, am avut reacția aceasta deoarece m-a dus pe moment cu gândul la uh, flor nar... nu flor narcotic, la flor buchet, tot de la Afnan, parfum pe care deja l-am da? Deci deschiderea și în momentul de față, da? primul minut, hai să spunem, pe mine personal mă duce în zona lui La Fleur Bouquet. Însă, este genul acela de parfum, aroma aceea proaspătă, moscată, curată, dar sofisticată totodată, categoric cel puțin pentru mine și pentru gusturile mele înclină 90% în zona feminină. Acum parcă încep să ies din zona aceea în care de care mi-amintește um, care mi-amintește de la flor buchet. Și culmea, ies din zona aceea, începe să-și facă apariția uh, piersica aceea dulce. Uh, este mai degrabă o piersică coaptă, da, uh, tăiată în felii. Pur și simplu simți izul acela, dar nu este, cum să vă spun eu, pentru mine cel puțin, piersica... Uh, în starea sa intactă, netăiată, nefeliată, nenimic, are un alt iz. În momentul în care încep să o tai felii, are izul acela mai profund. Resimt eu o dulceață mai profundă. Cam așa stă treaba cu acest parfum. Dar culmea, ies din ADN-ul acela de la Flor Bouquet și parcă intru oarecum în ADN-ul de linei. Nu mă întrebați de unde, dar mie asta am de la nas, da? Este ca și cum merg în ADN-ul de linei, un ADN din care am scos treaba aceea cu um, rubarbă și trandafir și am adăugat o piersică coaptă, feliată. Ei spuneau că în vârf au mandarine, nu prea um, a fost izul acela citric, Uh, mai proeminent. Nu pot spune că am resimțit izul acela citric la fel de bine ca în acest parfum. Da? Mai degrabă piersica a acaparat uh, nota aceea de mandarine ce o listează ei în vârf. Și își face apariția un iz pudrat. Da? Este izul acela pudrat, dar uh, cum să vă spun eu, este ca și cum ai piersici feliate, mai multe piersici feliate și doar câteva felii de mandarine. Um, fructele acestea pur și simplu le pudrezi. Și le așezi pe un platou pe care ai pus ceva petale de flori, flori albe, da? Parcă, parcă undeva pe acolo, în marea aceea, în mulțimea aceea de flori albe, parcă bujorul acela încearcă să iasă în evidență. Deci, pe măsură ce se dezvoltă, este extrem, extrem de frumos. Inițial, la primul spray, m-ați văzut, de fapt, ce reacție am, și știți că eu nu pot. Mima sau eu sunt mai așa, da. eu sunt expresivă, pe fața mea se vede tot și, pe, și prin reacțiile mele. La prima pulverizare, iar fac chestia aia, <gântu -i> la prima pulverizare m-a dus cu gândul către la flor buchet, un pic am mult m-a dus cu gândul, însă acum pe măsură ce se dezvoltă, v-am spus, încep să ies din zona aceea și... În continuare, rămân la aceeași idee, da? Este mai degrabă, cel puțin acum, pentru o primă impresie, uh, Mystic Buchet, pentru mine este acel parfum, acea aromă um, care eu o percep ca fiind rezultatul layering-ului dintre La Flor Buchet, tot al Casei Afnan, și un ADN de Delina. Hai ca să rămânem tot în zona casei Avnan să spunem suvenir floral buchet, însă, însă, fără, acea, fără acel duo trandafir-rubarbă, da? Scoatem acel duo rubarbă și trandafir și adăugăm acea piersică, pentru că în momentul de față, pentru mine cel mai mult asta se resimte. În rolul principal avem acea piersică dulce, coaptă, pudrată. Feliată, așezată pur și simplu pe un pat de flori albe. Este genul acela de parfum delicat, feminin, versatil, și din nou, pe măsură ce se dezvoltă, îmi place din ce în ce mai mult. Um, ei spuneau, și am spus și eu, să vedem cum va fi ambroxanul listat ca prima notă din bază. Nu pot spune că este genul acela de Ambroxan, ce exemplu să vă dau eu. Hai ca să rămânem tot în zona casei Afnan. Aici nu aveți Ambroxanul din Historic Doria. Categoric nu, sub nicio formă nu. Nu înțeleg. În baza Ambroxan, mosc, lichen și vanilie. Este ceva Ambroxan acolo, dar este cel puțin eu așa resimt, da? V-am spus că eu în trecut am avut ceva probleme cu ambroxanul la modul că îmi dădea anosmie, nu mai simțeam absolut nimic și abia treptat, treptat, mi-am tot antrenat nasul, am tot lucrat cu el și am reușit să-l percep da? în diferite parfumuri. Însă, din nou vă spun, ambroxanul din Mystic Buchet este, cum să spun eu, Hai să spun un 10%, hai 15%, cel puțin la o primă impresie pe pielea mea, cam asta îmi lasă senzația, da? Este pur și simplu acoperit de treaba aceea uh, vanilie, lichen, nu prea aș putea spune că e ceva să-mi sară în nas. Este mai degrabă uh, un duo vanilie-mosc, din nou acel mosc pudrat, din nou acel mosc uh, pufos și dulce, da? Iar treaba asta, că de fapt asta vă spuneam, vanilia și moscul este ca și cum acoperă ambroxanul din bază, da? nu iese foarte mult în evidență, nu este ceva care să vă ia de nas, să vă dea un pumn în față sau așa mai departe, cel puțin din nou, eu așa îl percep, nu pot asemăna sub nicio formă, din nou fac această paralelă pentru că știu că multe dintre dumneavoastră aveți istoric Doria de la Avnan, nu pot compara ambroxanul de aici cu cel din din historic Doria. Categoric historic Doria are acel ambroxan de UEFA Champions League, da, pentru mine și pentru simțurile mele. Dar cu toate asta este foarte bine pus acolo, da, își are rolul său acolo. Cu cât se apropie um, mai tare de dry down Um, nu știu, mai pe scurt aș putea spune că este acel parfum um, cum se spune în social media, clean girl, estetic, însă dulce pudrat. Da, este. Poate fi cu siguranță purtat în absolut orice sezon, din nou. Pentru mine, pentru gusturile mele și în umila mea părere. Poate fi cu siguranță și acel parfum semnătură, dar da, este foarte fain. Din nou, exact ca la 9am, nu aveți nimic middle-easter. Nu miroasea parfum, răbesc, nu vă gândiți, nu știu, da. cu toate că, din nou, chiar azi noapte am văzut niște discuții pe un grup de facebook și despre parfumuri, tot așa cu, vai de mine... Ah, dacă ai dubii în legătură cu nu știu ce parfum al casei la tafa, înseamnă că ai evoluat și că deja meriți ceva mai bun. Da, nu mai intru în alte comentarii, oricum a spus o Coco și eu chiar nu mai am ce să adaug la ceea ce a spus el. Parfumeria Middle Eastern este oficial în acte, în artefacte și așa mai departe prima parfumerie din lume. Da? Este prima parfumerie. Uh, pentru mine, aceste parfumuri nu sunt acele poșirci, nu sunt acele parfumuri de săraci, da? Nu știu, așa ca un exemplu, cu toate că nu-mi place să fac genul ăsta de paralele și de comparații, cu ultimele patru parfumuri Middle Eastern achiziționate de mine, puteam să-mi iau nu știu ce parfum de nișă. Dar mie astea îmi plac, da? Mie astea, mie dă-mi Afnan, dă-mi Alharamain, dă-mi corner, dă-mi Fragrance World Mie astea îmi plac, da? Și punct Așa cum există, um, cum se spune, Niche Snob Eu cred că sunt Middle Eastern Snob, da? Bun Doamne cât de fain e Haideți să spălăm puțin năsucul Și să recapitulăm, ca la școală. Bun. 9 AM. Doamne Dumnezeule! Deci, 9 AM a suferit o uh, schimbare cam mare, da? Dar foarte fain. Foarte, foarte fain. Jur. Rămâne în continuare pe linia unisex. Și mi-aduce aminte de ceva în momentul de față. Dar de ce? Este ceva, tot cu mosk tot middle eastern. Măi frate, care e asta? Deci mi aduce aminte de un alt parfum. Nu este 100% acel parfum. Are să zic un 40%, dar tot așa e ceva cu mosk momentul de față, o să stau și o să mă gândesc și categoric, o să revin ori într-o postare pe Instagram, ori într-un TikTok, ori undeva pe grupul meu de Facebook, Freck Family. Apropo, ca de obicei veți avea link în bara de descriere pentru absolut tot. Știu, la clipul precedent, la meditat, am dat drumul pe repede înainte și nu v-am pus linkurile. Scuzați-se, seniore, promit că nu mai fac. Dar, Revenim la 9 AM. Acum este tot un parfum unisex. Este moscul acela pufos, dulceag, fiind de tot spicy. Da? În momentul de față, pe pielea mea, așa îl percep. Ori treaba cu mușchi, cedru și paciulii, dar asta nu-i de tentă spicy, mai degrabă, eu în momentul de față, parcă simt cardamom, culmea, că ei listează în vârf, da? Parcă acum resimt mai bine acel cardamom și da, mușchi, cedru și paciulii. Paciulii de aici este genul acela, categoric nu este uh, genul de paciulii de ciocolată, nu este paciulii acela ce îți lasă izul de aroma de ciocolată. Este mai degrabă un paciuli foarte, foarte fin mentolat. Da? Dar foarte, foarte fin. E ceva, e o atingere mentolată. Trebuie să îți îndești nasul, trebuie să inspiri foarte mult ca să detectezi acel iz fin de tot mentolat dar e fain rău de tot și tot îmi stor creierul, mă vedeți că am alte expresie a feței. E ceva, dar nu îmi vine acum în cap, oricum, categoric o să cercetez să văd cum stă treaba. Dar da, în continuare, este acel parfum de purtat de zi cu zi, Uh, poate fi parfum-semnătură, îl poți purta la birou, îl poți purta în parc, îl poți purta la mare, la munte, unde vrei tu, îl poți purta și la sală. Uh, și, în momentul de față, în dry-down-ul final, este fix pe linia de mijloc. Este total, total unisex, nu înclină mai mult către niciunul din cele două genuri. Nu, categoric nu. Dar da, e de vară, e fain, e 10 din 10 la prima impresie și încă o dată să rămână mult Coco. Foarte, foarte fain, foarte fain, jur. Mă așteptam eu, culmea, abia aseară. Da, abia aseară am căutat notele să mi le și notez, am căutat notele să mi le notez, înțelegeți voi. Și dacă mă credeți, abia seara le-am citit cu atenție și vă dați seama, când am văzut cardamom în vârf, a, ei mai listează și piper roz. La primul puf, dacă nu sunteți în zona piperului roz, da, nici aici. Cel puțin în momentul de față, și eu am pus ruj și pe sticlă, că de ce nu, cel puțin în momentul de față când mirosă atomizorul, da... Măi, care e ăsta care îmi seamănă mie? Da, scuzați, eu și gândurile mele. Spuneam că acum, când miros atomizorul, m-ar putea duce oarecum către zona masculină. Însă, pe pielea mea este cu totul altă istorie, cea pe care tocmai v-am expus-o, da? Ca o primă impresie. Cu siguranță cu siguranță, nici nu mă gândesc, voi abuza de ele și categoric voi reveni cu uh, păreri. Mystic Buchet. Oh, ah, ce fain e acum. Da, acum da. Acum este acea piersică cremoasă ceva reminiscențe de la flor buche, eu încă le simt, da? nu știu de ce, dar în momentul de față chiar sunt curioasă să testez valaia, pentru că dacă valaia miroase așa, nu îi văd rostul, adică poți foarte bine să ai flor narcotic și să faci layering cu ceva cu piersică, da? cu un parfum pe bază de piersică, poftim și opția aroma asta. Dar da, este piersica aceea în momentul de față cremoasă, fiind de tot foarte, foarte fin, gurmandă, dar mult mai mult pudrată, ca să mă exprim așa, da? Dar da, da. Îi, în momentul de față îi înțeleg hype-ul extern. Chiar este foarte fain și clar voi abuza de el la vară. Cu toate că pentru multe dintre dumneavoastră ar putea fi ca mult pentru vremea caldă, totuși piersica aceea este destul de uh, dulce cremos pudrat, da? Mm, nu știu, s-ar putea ca pentru vreme caldă să totu să fie prea, nu știu, să aducă ceva dureri de cap, zic și eu, acum depinde ca de obicei cât pulverizați, da? Și mai ales unde, că. V-am mai spus eu în alte videoclipuri, dacă uh, vara, sau de fapt cam tot timpul anului, dacă vă aplicați parfumuri aici pe zona decolteului, colteului, dar mai ales vara, da? când mergeți în soare, să spunem, sau când mergeți pe stradă sau așa mai departe, aplicând parfumuri în această zonă, da? uh, razele soarelui, căldura, pur și simplu ele sunt amplificate da, de căldură și nu fac altceva decât să vă radieze dumneavoastră în zona nasului. Da? Și radiind în zona nasului s-ar putea ori să vă obișnuiți cu parfumul și să nu-l mai simțiți, ori să vă dea nose blind. Eu una, de fapt, niciodată, nu numai vara, nu mi-aplic absolut nimic aici în zona decolteului. Poate cine știe când vara, un pic de esență, da? În sensul de o picătură undeva aici și una undeva aici, da? Categoric nu. Prefer, v-am mai spus eu în alte videoclipuri, zona din spatele umerilor. De ce? Pentru că radiază, proiectează, dar oarecum în spatele meu, da? Ajută la trena aceea de parfum la siaj. Și culmea, acesta la atomizor are izul acela oarecum fresh, fresh dulceac, da? Din deschidere. Însă pe piele, și îl țin din nou invers, <laughs> însă pe piele, v-am spus, este feminin, este... Um, nu deranjează cu absolut nimic, uh, e genul acela de tip, uh, nu știu, romantic, uh, rochițele acelea vaporoase, visătoare, da? Uh, părul prins așa lejer într-un uh, coc din acela la spate, pur și simplu și persoana aceasta, și mistic buchet, da? dacă ar fi femeie, la fel precum 9 AM, ar sta tot așa undeva la o terasă, în aer liber și de data aceasta ar servi um, o farfuriuță de piersici feliate. Dar foarte, foarte fain, foarte fain, sincer. Dacă inițial am fost așa, ce e asta, un flanker de la flor buchet, nu, categoric nu sunt același lucru categoric. Și da, poate fi acel parfum semnătură, poate fi acel parfum. Nu știu dacă la birou, parcă ar fi un pic prea mult, în sensul că exact cum v-am mai spus în alte videoclipuri, parfumurile casei afnan stau extrem de bine, nu bine, extrem de bine la capitolul performanțe. Deci eu în acel puțin din tot ceea ce am nu le pot reproșa nimic. Nu. Își merită prețul dacă din nou intrăm în discuția aceea. Pă, păi da ce? Eu ne arăbesc. Trebuie să coste 50 de lei. De ce să fie 100... 170, parcă, da? De ce să fie 170 de lei? Nu e uh, dior sau bine, nici dior nu e 170 de lei. Nu e nu știu ce casă de designer, da? Asta mi-a venit în cap, în momentul de față, exemplul acesta. Uh, ei bine, nici 50 de lei categoric. Nu știu. Nu. Pentru că miros mult mai scump. De exemplu, Mystic Buchet pentru mine și din tot ceea ce am testat în decursul anilor. Miroase extrem de scump, sincer vă spun, miroase mult mai scump decât prețul pe care îl are, da? Și din nou, cred că, de fapt, cu siguranță, trebuie să testez valaia, dar la fel, să am acest parfum de la FNAM pe o mână și voi pulveriza um, acel parfum de la PDM pe cealaltă mână. Bingo! Stați așa că nu e așa, mi-am adus aminte. Are ceva, are ceva din Vurud Blanc Safir de la Fragrance World. Mi-am adus aminte, da? Deci, într-o fracțiune de secundă. Are ceva din acel parfum combinat cu um, partea aceea, vanilia aceea din. Uh, Vurud cel negru Nu mai știu cum e Vurud, boa, nu știu cum unde e telefon? Stați așa că m-am... Uh, da? Da, asta e Are ceva din acele parfumuri Dar categoric nu este... Um, nu vrea să fie dup pentru niciunul din ele Însă acum, pe pielea mea, în dry down-ul final 9 AM are ceva din acestea. Vurut Blanc Safir și Vuru Boa Darabi. Da? Și vorbesc de acestea care le am de la um, Dubai Collection, Fragrance World. Da? Uite, de exemplu, acesta, Vurut Blanc Safir, este inspirat de Vidian Limited 71. Și are tămâie, o și ambră în bază. Da, are ceva din vurud blanc safir, dar are și ceva, și când spun ceva din vurud uh, boa darabi, că iarăi uit numele, mă refer strict la vanilia aceea wow. Da, pentru că acel parfum are o vanilie foarte, foarte wow. Da are, are o atingere din acele două parfumuri de la Fragrance World, dar categoric este de sine stătător. Da? Foarte fain, foarte, foarte fain și uite cum mi-a făcut click. Acum când mă pregăteam să închei, să închei videoclipul, pentru că deja am vorbit 45 de minute, că de ce nu? Dacă ați rămas cu mine până la final și mai ales dacă aveți vrunul, iar îl țin invers. Dacă aveți vreunul din aceste parfumuri, lăsați-mi și mie uh, impresiile sau experiența dumneavoastră în legătură cu aceste parfumuri. Dacă doriți să mi lăsați și mie ce parfum purtați în momentul în care veți vedea acest videoclip, să rumână mult. Dacă nu un emoticon, un punct, o literă, o ceva acolo, pentru că am observat că la ultimul videoclip, na da, YouTube mi-a că am făcut-o, algoritmii sunt praf. Deci, sincer, sunt praf. Dacă înainte YouTube-ului plăcea să închidă comentariile, acum îi place să lucreze pe partea de algoritm. Dar noi să fim sănătoși și fericiți și parfumați. Da? Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până acum. Vă îmbrățișez cu cel mai mare drag și până data viitoare vă doresc zile minunate și pline cu parfum. وان زبان من شرف